am avut gânduri că nu pot să fac meseria asta și faptul că sunt în stare să fac meseria asta și... mai trecut peste. Vâna Dracula. Nu m-a lăsat flacăra. Nu m-a lăsat motivația mea. Nu m-a lăsat gândul și dorința și anduranța să trec peste toate gândurile astea. Și faptul că am înțeles un lucru super important. În viață nu există nu pot. Există doar nu vreau. Grigore Silviu Alexandru și vi-l prezint în studiourile Vlăstarul pe Daniel Nuță. Vlăstarul. Care la momentul actual este un foarte mare actor și bine, un actor foarte bun și un producător. Acesta a jucat în producții mari din România, dar mai nou și în străinătate, în producții Netflix chiar. Deci îl avem în platou pe Daniel Nuță. Mersi mult de invitație și m-am bucurat că faceți chestia asta, că faceți podcastul ăsta în liceu, în interiorul liceului Spiru Haret și cred că e important pentru copiii de vârsta voastră, pentru liceeni, pentru adolescenți să se întâlnească și cu altfel de personaje față de personaje publice, să spunem așa, față de... Foarte bine, bravo și e un lucru bun și sper să ajungeți departe cu podcastul ăsta. Astfel, Daniel, fiind un actor și un producător, primul rând aș fi vrut să pun o întrebare destul de evidentă poate pentru publicul nostru. De ce film? De ce? Nu de ce ai ales tu filmul, deși o să ajungem și la întrebarea respectivă, dar de ce ar mai merita să mai urmărim această formă de divertisment când avem atâtea forme de divertisment în zilele noastre? Păi, în primul rând, există două categorii de film. Filmul de divertisment și filmul de, hai să zicem, artă, educațional de artă. Așa că, din start, scoatem o bună parte dintre filmele pe care le vedem din zona de divertisment. Divertismentul, într-adevăr, e pentru publicul larg, e pentru cine vrea să se simtă bine, să vadă ceva, să petreacă două ore în sala de cinema sau în fața televizorului acasă, scrollând canalele de TV sau intrând pe o platformă de streaming să vadă un film. Și e necesar, așa cum avem nevoie să mâncăm, așa cum avem nevoie să bem apă, așa cum avem nevoie să dormim. Cred că așa cum mergem la teatru, cine merge la teatru, sper că mergeți și voi la teatru. Am înțeles că aveți și o trupă de teatru aici în liceu, da. Foarte bine, bravo. Așa cum facem toate activitățile day by day, așa cred că e nevoie în viața noastră și de forma asta de artă, care e numită ea așa ultima artă și arta care de fapt le cuprinde pe toate, e cea mai complexă. Dar tu cum te împaci cu această diferență între comercial și artă? Cu care te împaci mai bine? Nu pot să spun cu care mă împac mai bine. Din punctul meu de vedere sunt două lucruri diferite, sunt două forme de exprimare diferite, așa că dacă am ceva de făcut în zona comercială, n-am nicio problemă, fac atâta timp cât mă regăsesc și îmi place lucrul ăla și dacă e de făcut ceva mult mai profund și cu mai multă esență, foarte bine. Asta e norocul fiecăruia și într-un fel sau altul lucrurile vin în viață așa cum te îți planifici tu și așa cum te așezi și așa cum te vinzi până la urmă, așa cum te vede lumea. Pentru că dacă faci toată viața comercial, oamenii te vor regăsi și te vor asocia cu zona aia. Dacă jonglezi tot timpul între ele, asta mi se pare cel mai greu, lucrul ăsta mi se pare cel mai greu de făcut, să jonglezi și să poți să fii adevărat și să nu îți vinzi imaginea unei forme sau altei forme toată viața. Adică, important, cred că
important și esențial să găsești o zonă comună și să poți jongla azi acolo, mâine acolo. Adică e... Și cred că treaba asta te menține viu și nu ești pe o nișă foarte clară. E mai distractiv. E mai distractiv și ce spunea și profesorul meu de la facultate, până la urmă, după cum vedem și noi, comedia în continuare și comedia, de fapt, întotdeauna a vândut foarte bine și a fost mult mai mainstream și mult mai apreciată de către publicul larg. Și cum spunea profesorul meu de la școală, dacă știi să faci comedie, ai o pâine de mâncat. Așa că, da... E importantă și oamenii au nevoie și de treaba asta. Adică sunt un susținător și îmi plac foarte mult filmele de artă și îmi doresc să se nască și să se creeze generații noi de artiști, așa cum sunt cei cu care eu am crescut sau de la un punct încolo în viața mea am început să-i idolatrizez regizorii români sau regizorii europeni de film de artă. Care au fost niște idole ai tăi? Raportat la ce? Raportat la film, raportat la regizor, aici mă refer la regizori de film, mă refer la actori, mă refer la, nu știu, la producători, mă refer fii mai specific pentru că e o zonă foarte largă. Actori. E o poveste foarte drăguță. În momentul în care eu am vrut să dau la... M-am decis, de fapt, să dau la UNATC, să dau la actorie. Eram în clasa 12-a, adică nu n-am avut... Că mai aud printre colegii mei sau la actori. Sunt actor de când eram mic, de când aveam 2 ani și mă punea mama sau tata la petrecerile de familie să zic poezia pe masă și eu de atunci știam că o să fac meseria asta, eu sunt actor de la... Nu, eu sunt actor din momentul în care am avut primul rol și din momentul ăla te numești actor. Wow, a fost ceva... A fost ceva... Dar stai că revenim la treaba asta ca să nu-mi pierd ideea. Și în momentul în care m-am decis să dau la actorie, am vrut să mă pregătesc cu cineva, cu un actor care a făcut foarte multe lucruri în România, nu are rost să dau nume acum, și care în momentul ăsta e și regizor de film. Și m-a sfătuit, eu am vrut să plec din țară, am vrut să plec în Statele Unite la New York Film Academy. Ai mei m-ar fi susținut financiar pentru că eu taxă cel puțin în 2011, acum nu mai știu cât e, dar în 2011 era o taxă foarte mare, vreo $100,000 pe an, timp de 5 ani de zile era ceva huge. Dar ai mei erau dispuși să mă susțină cu treaba asta și acest domn mi-a zis, băi, ideal, tu poți să pleci în America, dacă vrei să pleci în America, ne pregătim și dai admiterea ca să pleci în America, dar sfatul meu ar fi să înveți mai întâi în limba ta să faci lucrul ăsta și dacă vreodată va veni momentul să pleci din țară și să faci proiecte în afară, foarte bine, și crezi că... du-te. A spus chestia asta, acum ai putut să înțelegi de ce... Da, e foarte importantă treaba asta pentru că ne mai făcând nimic până în momentul ăla, nu știi exact cum, care orice actor își găsește de-a lungul timpului o tehnică anume și o metodă după care el lucrează. Și dacă din start tu pleci cu un dezavantaj, în primul rând de limbă, în al doilea rând de cultură, automat pașii vor fi mult mai grei ca tu să ajungi la descoperirea sau măcar atingerea puțin acestei metode, să înțelegi cum funcționează lucrurile, să înțelegi cum se pune cărămidă peste cărămidă și dacă fundația e foarte importantă și e stabilă, după aia tu poți să faci și în engleză și în italiană și în germană și în chineză și să se aplică și altor domenii din cinematografie, alte roluri ca regizor, ca productor sau ca altceva, să nu mai din punctul ăsta de vedere, pentru un actor e cel mai greu. Pentru că el e în fața camerei și dacă nu ai accentul american, așa cum îl au ei,
tu nu vei putea juca un personaj nativ american ca DP, ca director de imagine, adică, sau ca regizor. E mult mai simplu, pentru că se întâmplă comunicarea în spate. Oamenii văd ce fac actorii, nu văd ce face regizorul. Regizorul, adică sunt atâția regizori europeni care au făcut filme importante în Statele Unite. Adică, zic acum de, nu știu, Miloš Forman. Adică, n-a deranjat pe nimeni că el este din Europa. Sau, uite, avem un mare DP. Știi care e un DP român care are foarte mare succes în momentul ăsta în România? În Statele Unite, pardon. Te testez. Hai că l-ați avut și pe Matei Reu. L-am avut, da. Și n-a zis nimic de el? Nu cred. Deci, și vezi, uite, pentru el n-a fost nicio problemă, că a plecat în state și a filmat niște filme foarte mari, foarte mari. Chiar vă recomand să-l căutați. Mihai Mălaimare Junior e unul dintre DP-ii care în momentul ăsta sunt în Asociația Americană a Cinematografilor, și care face filme, vorbim de blockbustere și vorbim de filme cu bugete de 20-50 de milioane de dolari, adică la nivelul ăla. Dar camera, ea are o singură tehnică. Are, dacă știi să pui lumina și dacă ești un DP inteligent, da, poți să ai succes și având un translator. Sau poți să înveți engleză și având accent. Dar pentru regizor, un om în față, în fața camerei, acolo nu funcționează lucrurile chiar așa. Când trebuie să comunici totuși cu actorul ăla? Păi e foarte simplu, că engleza, americanul ți înțelege engleza chiar dacă e cu accent este european. Dar dacă ești în fața camerei, nu poți să trișezi accentul ăla. Nu se poate trișa, adică real nu se poate. Și de asta au fost actori români care au făcut foarte multă treabă în afara țării, dar întotdeauna au făcut roluri de europeni, de est-europeni, nu au fost niciodată considerați și nu au primit roluri de cetățeni americani. Singurul care face lucrul ăsta e Sebastian Stan, sper că ați auzit de el, dar care e în Statele Unite de la 4 ani. Așa că el e practic mai mult american decât român. Că poartă nume de român, asta e altceva, că s-a născut în România. Dar mai mult decât atât, el e cetățean american. Așa, și revenind la povestea, că tot facem paranteză peste paranteză, și domnul ăsta mi-a zis, rămâi în țară și înveți în limba ta. Și la prima oră de pregătire eram la el în apartament și în living avea de jur împrejur un fel de portrete cu actori înrămate de el. Cu, nu știu, Brad Pitt, Kevin Spacey, Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino. Și mi-a zis, în primele 5 minute când am intrat acolo, mi-a zis, uite, vreau să-ți fac un cadou la primul moment în care tu iei interacțiune reală cu ce înseamnă meseria asta. Și mi-a zis, uite-te pe pereți și alegeți un tablou, un portret, din tot ce vezi tu aici. Și erau vreo 50, adică erau destul de multe. Și m-am uitat și am zis, ok, eu îl vreau pe Marlon Brando. Și acest portret de lemn, e un portret așa de lemn de vreo 30 de centimetri și e poza printată a lui Marlon Brando din Godfather. Și din momentul ăla eu am pus-o acasă pe perete și pentru mine a rămas așa ca... Și încă mai am, bineînțeles, e fix lângă, e pe hol, fix cum intru în camera mea în dressing, e acolo. Și aia va rămâne pentru mine momentul în care eu am luat decizia, rămân în România, fac meseria asta în România și dacă o fi vreodată să plec în afară, o să plec. Și iată că primul pas, de fapt, e al treilea proiect pe care eu l-am în afară, dar ăsta a fost cel mai important, Rise of Empire Ottomans, sezonul 2, proiectul de la Netflix. Și uite că se poate întâmpla să pleci, înveți în limba ta și după aia te poți pregăti. În momentul ăsta, de exemplu, de vreo jumătate de an fac cursuri de NAS,
neutral American speech, adică să-mi curăț cât se poate de mult accentul est-european și dacă vor veni proiecte, eu vreau să fiu pregătit pentru ele. Deci, da, cred că a fost un traseu mai logic și mai firesc, așa, mai ales pentru meseria asta. Dacă ești medic, dacă ești arhitect, e o singură limbă. Dar pentru un actor e mai dificil să rupă niște bariere, pentru că se oprește întotdeauna în barierele de limbă. E singura, cred că singura meserie în care limba și accentul, de fapt, sunt esențiale și nu poți fără. Nu poți fără. Și această, ca să zic așa, menirea ta, de unde a venit? Cum ți-ai dat tu seama când erai mai tânăr că, măi, eu vreau să fac film sau vreau să fiu actor? Pentru că, nu știu, de multe ori noi tinerii ne confruntăm în zilele noastre cu problema asta, măi, eu nu știu ce să fac sau... Ce să fac cu viața mea? Da, exact, exact. Tu cum ai trecut de pragul ăsta și ți-ai dat seama unde a fost clicul ăla, măi, eu asta o să fac? Eu am niște, pe Instagram, am niște story time-uri și în primul story time chiar am povestit chestia asta, dar uite, vă mai spun și vouă. Eram în liceu, îmi vedeam de treaba mea, organizam balul bobocilor, numai de meseria mea nu mi-ardea în momentul ăla. Eram cu prietenii mei toată ziua, făceam și kickbox în momentul ăla, adică era totul foarte departe de a lua eu o decizie despre ce vreau să fac cu viața mea. Și în clasa 12-a, diriginta mea, care era și profa de franceză, a vrut să facă un film în limba franceză cu elevii ei din liceu. Și ne-a întrebat și pe noi la clasă, bineînțeles, dacă vrem să facem parte din distribuția acestui film. Mi s-a părut interesant, în primul rând, că întotdeauna, adică de mic mă uitam la filme cu tata, aducea VHS-uri, casetele, nu le-ați prins voi că sunteți mult prea mici, casetele video, și mă uitam la filme cu Bruce Lee, cu Jean-Claude Van Damme, cu tot felul de... La ce vârstă chestia asta? Nu știu, de când am început să fiu conștient de lucruri că eu mă uit real la un film, adică de 7-8 ani, să zic eu, că de atunci am amintiri. Dar știu sigur că ne uitam și aveam sufrageria plină de casete cu filme. Și da, mi-au plăcut filmele întotdeauna. Și când profa de franceză ne-a întrebat dacă vrem să facem parte din distribuția acestui film în limba franceză, eu am zis, ok, bine, dacă vin la film, am ocazia să mă pup cu fetele? Și a zis, da, normal, păi ai văzut că de multe ori în filmele romantice personajele se pupă. Ok, bine, vin. Și asta a fost. Adică am jucat mult, spus că era ceva rău de tot. Adică dacă m-aș uita astăzi, mai degrabă mi-aș face ca Tom și Jerry, așa, ca cum își făcea Tom groapa și își punea și piatra deasupra capului. Nu pot să văd așa ceva, e ceva rău. Dar ăla a fost și nu vă feriți, asta vreau să vă spun, mai ales pentru generația voastră, nu vă feriți să faceți tâmpenii, nu vă feriți să faceți prostii, adică să filmăm orice, filmați orice, lucrul ăsta o să vă ducă mai departe, să deveniți mai buni. Cred că toată lumea îl știe, v-ați uitat la Game of Thrones și e personajul Minion, Peter, care spune într-un interviu o chestie foarte interesantă și pe care și eu o mai spun copiilor la academie. El, înainte să fie în Game of Thrones, era un actor mai mult de circ. Sper că nu mă înșel, dacă știe cineva mai bine decât mine, să lase acolo comentarii. Dar eu așa mi-aduc aminte și asta, așa mi-aduc aminte povestea lui. Era un actor de circ și nu făcea foarte multă treabă. Și la un moment dat ajunsese atât de rău încât nu avea unde să stea, adică nu mai avea bani deloc. Și a găsit la un moment dat o cameră în New York, pentru că trăia în New York, într-o suburbie pe lângă care trecea, pe la geamul căreia trecea trenul, metrou, și nu putea să doarmă noaptea, și mai mult decât atât, avea șobolani.
veneau șobolanii noaptea și nu putea să doarmă. Nu putea să doarmă. Norocul lui a fost că a găsit pe stradă o pisică și a luat-o acasă. A început să o hrănească, a început să se acomodeze cu spațiu pisica și datorită pisicii care a alungat șobolanii, a început să doarmă. Și dormind noaptea, ziua putea să meargă la castinguri. Și a apărut proiectul de la HBO, proiectul de la Game of Thrones, unde a fost și el la casting. Deci l-a sărit direct în cel mai... Da. A avut noroc. A avut noroc să aibă parte de acest casting, dar a avut noroc de acea pisică. Că putea să doarmă noaptea. Și a putut să meargă la acel casting. Și el spune că e important să greșești. E important să greșești. Fail. Fail again. Fail again. Fail better. Și după aia o să începi să faci lucruri bune. Dar dacă nu greșești, nu ai cum să le faci. Dacă nu greșești, nu ai cum să înveți. E important să greșești. Sunteți cu toții, cel puțin în audiența voastră, sunteți la vârsta la care trebuie să greșiți. Și eu îmi dau voie. Și Robert De Niro își dă voie să greșească. Da, nu avem cum. Și ești eu știu, și eu știu că această perfecțiune ne omoară pe toți și orgoliu personal și imaginea pe care ne-am creat-o. Nu, greșește. Ce ai de pierdut? Nu ai nimic de pierdut. Ai de pierdut nimic. De fapt, că am vrut să spun, ai de pierdut niște timp, dar tu nu pierzi timpul ăla. Tu timpul ăla ți-l dedici ție învățând. Dar cum înveți? Prin greșeală. Greșești azi, greșești mâine, greșești poi mâine și până la urmă o să... Bă, dar eu cum greșesc? De ce greșesc? Păi uite, fac așa, dar hai să încerc și altfel. Și în momentul ăla o să începi să crești. Dacă nu-ți dai voie să greșești, nu ai cum să evoluezi. Nu ai cum să evoluezi. De ce? Vă dau acum un exemplu destul de tâmpit, cretin, dar e un exemplu mai ales pentru băieții sau pentru fetele care merg la sală, de exemplu. De ce crește mușchiul ăla? Pentru că în momentul în care tu faci exercițiu, mușchiul se rupe. Dar e același lucru cu greșeala. Mușchiul n-are cum să evolueze dacă el nu se rupe. Așa și cu greșeala pe care noi o facem în meseria noastră. Dacă nu greșești, nu ai cum să rupi bariera aia și să o depășești. E foarte simplu. Metaforă frumoasă. Mă rog, nu metaforă frumoasă. Practică. Foarte, hai să practic, o numim exact. Practică, pentru că toată lumea, mai mult sau mai puțin, cunoaștem despre sală, tragi, mergem la sală, spim, să avem biceps, triceps și așa mai departe. Dar da, e vorba de greșeală. Și dați-vă voie să greșiți. Eu asta le spun și copiilor mei la academie. Dați-vă voie să greșiți. E un spațiu în care trebuie să greșești. Și da, dacă pentru mine n-ar fi fost acea greșeală, mă rog, tâmpenie pe care eu am putut să o spun la 17 ani, am ocazie să mă pup cu fetele și nu știu ce, și să fac ceva de neprivit în filmul ăla, nu aș fi luat decizia... Cupa fete. Normal, chiar două. Aveam un personaj care avea două iubite și își lua de la una palme și se ducea la cealaltă. Mă rog, să nu o numim. Că a fost un moment important în viața mea și important, asta vreau să zic, e important să faceți lucrurile astea, pentru că doar din asta o să găsiți motivația. Iar eu, în momentul în care am văzut tâmpenia aia în clasa 12, filmulețul ăla, am zis, băi, eu vreau să fiu pe ecran. Chiar dacă ești o prostie. Chiar dacă ești o prostie. Dar tu ai simțit că ești o prostie atunci? Nu, pentru mine era paradisul. Eu eram paradis când m-am văzut, am făcut în amfiteatrul teatrului, că am făcut la Iulia Hajdeu, aici aproape de voi, la Colegiul Național, când am văzut în amfiteatrul colegiului filmul și m-am văzut pe ecran, am zis, mamă, ce tare sunt, eu și Marlon Brando. Și în momentul ăla am zis, da, eu vreau să fac meseria asta, mie îmi place să filmez. Și pe urmă, peste jumătate de an, am mai făcut un film, tot cu ea. În care, tot cu profa de franceză, dar de data asta l-am făcut în română. Și acolo mi-am creat personajul meu, care era un personaj dublu, eram doi frați gemeni.
Pentru că, și spun de ce, pentru că am văzut când eram mic un film cu Jean-Claude Van Damme, apropo de tâmpenii, știi, dar important e să fii creativ și să te lasă să fii creativ. A fost un film cu Jean-Claude Van Damme, nu mai știu, Dublu Impact sau nu mai știu cum se numea acea tâmpenie, în care Jean-Claude Van Damme juca doi frați gemeni, unul rău și unul bun. Mm-hmm. E, și când a fost vorba de al doilea film, am zis, profa, am o idee. Vreau ca personajul meu să fie la dublu, unul rău și unul bun. Și jucam la prim plan, ba eram într-o parte, ba eram în alta. Și după aia le-au pupat la montaj, dar... Unul purta niște haine, dădeam cu altcineva dialogul ca personajul bun și pe urmă mă schimbam în celălalt, filmam în parc, mă schimbam după copaci, adică despre ce vorbim, dar astea au frumusețea lor, exact. Evenimentele astea și ți-aduce aminte cu drag de ele și faptul că pentru mine deja la al doilea film am început să fiu creativ, să vreau să îmi creez personajul meu care e așa și așa și așa, adică lucrul ăsta m-a strunit și m-a ambiționat să vreau mai mult și despre asta e vorba. Despre asta e vorba, să găsești motivația și undeva departe să vezi că există o luminiță spre care trebuie să te duci, o steluță spre care trebuie să te duci și aia te va ghida toată viața, toată viața. Victor Rebenciuc, sper că știm cine este Victor Rebenciuc. În 2016 am fost la Gala Hop, gala tânărului actor Hop, și ne-a ținut un discurs nouă actorilor tineri și el spunea, dragilor, am ajuns la 80 și câți ani avea el în momentul ăla, 85-86 de ani, și toată viața mea mi-am dorit să fiu un actor foarte bun și încă n-am ajuns acolo. Și el, care real e unul dintre, în viață poate e cel mai mare actor român în viață, și el se spune despre el, toată viața mea mi-am dorit să fiu un actor bun, dar n-am putut, încă n-am ajuns acolo. Pentru că asta gândește el, pentru că el n-a ajuns încă, apropo de steluță, el n-a ajuns încă la steluța lui de la capătul tunelului, n-a ajuns încă să pună mâna, să atingă cu mâna steluța asta. Și drumul lui încă mai e, că de asta încă joacă. Pentru că caută să-și atingă. Are un scop. Găsiți-vă scopul. Găsiți-vă voi, pentru voi, de la vârsta asta, găsiți-vă scopul vostru. Că e film, că e altceva, că vreau să fiu actor, că vreau să fiu regizor, că vreau să fiu, îmi place să filmez, vreau să fiu director de imagine. E important să găsești ceva, bă, și să arzi, să mori dacă nu faci treaba aia. Să nu poți să dormi. Eu dacă nu fac asta, nu dorm. Nu pot. Trebuie să fac. Și nu există neapărat trebuie. În viață, pentru mine cel puțin, nu există trebuie. Trebuie să merg să fac aia. Dar e un trebuie productiv. Vreau să fac asta. Trebuie voluntar. Da. Vreau și ard să fac asta. Dacă nu fac asta, mor. Știi? Asta simți tu? Da. Da, eu dacă nu fac film, mor. De asta fac și producție, de asta vreau să fiu și în fața camerei. Îmi place film, îmi place și teatru. E mult mai intim, e mult mai personal teatru. În același timp, eu ard pentru film. Interacțiunea cu publicul în sală e fascinantă. E fascinantă să poți să ai controlul și să știi că 200, 400, am jucat și la 1200 de oameni în sală, se uită la tine și îi controlezi într-un sens bun, le controlezi starea, le controlezi emoția. E fascinant să poți tu de pe scenă, unul mic așa, care din rândul 20 se vede ca o furnică, dar care poate să facă treaba asta, e fascinant. Da, într-adevăr, se rănește orgoliu foarte mult, dar în același timp tu știi că le oferi ceva bun și ceva mișto pentru care ei au venit, au plătit, sau pentru că e ca o, nu știu, ca și cum ai merge la biserică, e ca un eveniment. Pentru omul care vine și cumpără bilet la teatru, e super important ca noi actorii să dăm tot în seara aia, pentru că el, într-adevăr, își cumpără un bilet la teatru din munca lui.
ai atât de multe lucruri de plătit, ai facturi, ai întreținere, ai o groază de lucruri, ai copil, trebuie să-i duci la, să-i dai bani la școală, trebuie să-i cumperi haine, trebuie să ai grijă de, de tine, de familia ta, nu știu ce. Și în același timp, o familie poate vin în cuplu, își cumpără bilet la teatru. Își petrece timp stând acasă, îmbrăcându-se frumos că vine la teatru. Petrece timpul ăsta pe drum de acasă până la teatru. După care vine și stă 2 ore acolo. După care încă jumătate de oră, o oră în drum spre, spre casă de la teatru. Adică un om petrece și dedică 5-6 ore din viața lui ca să vină 2 ore să te vadă pe tine. Pe tine. Păi ce responsabilitate trebuie să ai tu ca actor și cât de mult trebuie să te implici și cât de mare trebuie să fie motivația ta și responsabilitatea ca tu să poți să iei 5 ore din viața a 400 de oameni. Păi cine ești tu? De ce vin să te vadă pe tine? Lucrurile astea contează foarte mult și dacă nu se înțeleg și dacă nu există această motivație, mai bine te lași. Mai bine, nu știu, te duci și te faci controlor de trafic. STB sau, I don't know, nu știu, vânzător la orice magazin vrei tu. Da, sau medic sau orice altceva, dar și acolo e o mare responsabilitate. Dar dacă nu există treaba asta, mai bine fă altceva. Fă altceva. Asta eu le spun și copiilor mei. Dacă nu simțiți că ardeți pentru treaba asta, nu continuați, nu mergeți la un ETC. Dacă nu e această flacără interioară, mai bine nu. Mai bine nu, pentru că o să... Acum am vorbit de părțile frumoase. O să existe multe dezamăgiri, o să existe multe lucruri care o să te facă să renunți, care o să fie împotriva gândurilor tale și mulți paraziți. Faptul că am intrat, ok, am intrat în facultate și în anul întâi colegii mei, majoritatea, veneau din trupele de teatru din țară, știau foarte mulți regizori, știau mulți actori, eu veneam total necunoscând, adică da, îmi plăcea filmul și așa, dar mai mult decât atât nu știam mare lucru despre meseria asta și de la curs la curs mă simțeam mai puțin motivat, mă simțeam din ce în ce mai low și down cu faptul că pot să fac meseria asta și faptul că sunt în stare să fac meseria asta și am avut gânduri că, băi, eu nu pot, adică nu am de ce să mai fiu aici, nu cred că o să pot să fac treaba asta, dar pentru că nu m-a lăsat flacăra aia, nu m-a lăsat motivația mea, nu m-a lăsat gândul și dorința și anduranța să trec peste toate gândurile astea și faptul că am înțeles un lucru super important. În viață nu există nu pot. Există doar nu vreau. Da, nu pot să omor. E o regulă clară. E o regulă a societății. Nu pot să trec pe roșu că o să mor. Nu pot să, nu știu, să mă duc să rănesc pe cineva. Asta da, astea sunt niște reguli pe care, într-adevăr, nu avem voie să le facem, pentru că sunt niște reguli de bună purtare în societate, foarte frumos. Dar în ceea ce mă privește pe mine și interiorul meu, nu există nu pot. Există doar nu vreau. A, nu pot să fac exercițiul ăsta. A, dar nu pot să mă trezesc în dimineața asta, sunt mult prea obosit. Ba da, poți. Dacă vrei și dacă arzi pentru treaba asta, poți. Sunt enorm de multe gânduri parazite care întotdeauna îți vor bloca motivațiile. Dar 3 ani de zile, 5 ani de zile în facultate, după care vin primii ani de meserie reală,
În ăștia înveți de fapt că nu există nu pot. Și înveți să jonglezi cu toate gândurile astea parazite și să-ți vezi de meseria ta și să fii cât mai adevărat în primul rând tu cu tine și pe urmă cu oamenii din jurul tău și cu spectatorii tăi. Pentru că așa cum ești tu adevărat cu tine și îți recunoști niște lucruri, așa trebuie să fii și cu spectatorii. Fie că sunt la film, fie că sunt în sală la teatru. E o chestiune foarte simplă. E mai mult decât simplă, e normală. Din punctul meu de vedere, așa e bine să fie. Și așa... Flacără. Așa. Este dată din momentul în care tu o să fii acolo pe ecran și, sau în scenă și să-ți primești aplauzele? Nu. Sau este dat... Când primești aplauzele e doar o hrănire a orgoliului tău, că te bucuri, că aveam colegi în anul 3 când jucam spectacole de licență, că în anul 3 deja de facultate la teatru, joci spectacol de licență și îl joci în fața unui public. 20, 30, 100 de oameni, cât sunt ei în sală. Și aveam colegi care ziceau, ok, am terminat spectacolul, începeau spectatorii să aplaude și ei ziceau, hai să ne luăm ceea ce merităm. Ok, bun, da, merităm aplauzele alea că ok, bine, am jucat, dar noi nu jucăm pentru aplauze, nu jucăm pentru reacțiile lor, jucăm ca să le transmitem lor un mesaj și jucăm ca să îi distrăm pe ei. Pentru că, da, dacă e o comedie, e o formă de entertain. Jucăm ca să simtă ei ceva, ca să spunem ce avem noi de spus. Noi ca tineri artiști, că de asta e arta. Ca noi să ne exprimăm. Dacă mesajul ajunge la ei și dacă în ei se întâmplă acest fenomen catarsis, adică publicul empatizează cu ce se întâmplă pe scenă, atunci scopul e împlinit. Ai luat o bifă, cum am zice, o bifă albastră. S-a împlinit scopul. Înseamnă că motivul pentru care spectatorul a venit la teatru s-a împlinit. Și atunci tu ți-ai făcut treaba ta ca actor. Ți-ai îndeplinit tu scopul în seara asta. Nu pentru aplauze, nu pentru faimă. Toată lumea vrea. Toată lumea vrea faimă. Toată lumea vrea glorie. De ce să fim ipocrizi? Cu toții vrem. În același timp, nu e doar despre asta. Nu e doar despre asta, pentru că tu, în primul rând, ești un artist. Și un artist are de spus ceva. Omul vine la teatru, nu să vadă, nu știu, dă-mi un exemplu de piesă de teatru care îți place ție. Zi-mi una. Steaua fără nume. Vine să vadă în Steaua fără nume, nu vine să vadă textul recitat și auzit, că așa stă acasă și ascultă teatru radiofonic. Vine să-l vadă pe Horatiu Mălăele sau pe Șerban Pavlu sau pe Tudor Chirilă sau ce actor mai vreți voi, Daniel Nuță, în rolul respectiv. Nu vine să vadă niște păpuși mișcătoare care dau din gură. Nu, vine să-l vadă pe actorul respectiv în rolul lui Miroiu, în rolul lui Grig, în rolul Monei. Și așa mai departe. Înțelegi? Adică și pentru fiecare în parte contează într-un fel. Contează pentru spectatorul ăla de ce vine el în seara aia la teatru. De ce merge el în sala de cinema să vadă filmul ăla. Consider că tu vii cu o parte din public. Vii tu cum ar veni? Adică nu? O parte din public vine pentru tine sau vine? Se poate și lucrul ăsta. Se poate că de asta industria de film de la Hollywood ai două, trei nume mari, după care ai actori mai puțin cunoscuți. Dar asta e o chestiune super comercială de marketing. Îl punem pe, uite, că am văzut recent Killers of the Flower Moon al lui Martin Scorsese. Vă recomand să-l vedeți, e un film excepțional. Că am văzut recent filmul ăsta și în distribuție avem așa: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio și Lily Goldstone. Lily Goldstone mai puțin cunoscută, o actriță destul de bună, foarte bună chiar, dar mai puțin cunoscută. Dar faptul că primele două nume, Lily sau Judy, nu mai știu, verificați voi și confirmăm, dar că primele două nume sunt Leonardo DiCaprio și Robert De Niro, deja din start, și regizorul Martin Scorsese, deja sunt trei capete de afiș pentru care eu mă duc
chiar dacă văd doar un afiș și nu am citit rezumatul filmului înainte să merg la film sau n-am văzut trailerul, eu văd cele trei nume. Automat mă interesează să văd filmul ăsta. Sau merg la Napoleon, de ce? Pentru că este Joaquin Phoenix în Napoleon. Nu e un Napoleon pur și simplu. Că altfel făceam un documentar. Ridley Scott ar fi făcut un documentar. Dar nu. El a zis, îl punem să-l vedem pe Joaquin Phoenix, care anul trecut a câștigat Oscar pentru Joker, acum să-l vedem în Napoleon. Și personajul feminin, mai e și Vanessa Kirby, care e o actriță excepțională, și pui aceste două nume, automat că mergi să vezi filmul. Mergi să vezi filmul în Oppenheimer, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. Adică, mergi să vezi numele alea, mergi să vezi actorii cum fac ei Oppenheimer, cum fac Napoleon, cum fac Miroiu. Știi? Dar mergi și pentru regizor, cel puțin la Oppenheimer. Bineînțeles că unde... mergi și pentru regizor, mergi pentru Christopher Nolan. Dar în momentul în care se împlinește regizorul cu un nume, cu un nume de actor cunoscut, automat atragi publicul să vadă filmul tău. Și nu te interesează, te interesează povestea Napoleon. Dar mai mult te interesează să vezi cum a făcut Joaquin Phoenix Napoleon și cum a gândit Ridley Scott acest film. Înțelegi? Și da, atragi public, normal. Dar atragi ca ei să vadă o poveste. Uite, am făcut la Netflix Rise of Empire, Ottoman, sezonul 2. Worldwide, eu nu eram cunoscut. Oamenii nu știau că există un băiat în România, în București, de pe vremea aia aveam 27 de ani, 28, nu mai știu cât aveam, care va face un rol Vlad Țepeș. Unii s-au întrebat who the fuck is Vlad Țepeș. Dacă le ziceam Dracula, ok, Dracula. Dar Vlad Țepeș nu știa, foarte puțin știau Vlad the Impaler. Bun. Dar produsul a funcționat foarte bine și a fost distribuit în 200 de țări și producția Netflix a vrut neapărat să facă povestea asta pentru... Acolo a fost o altă motivație. Pentru mitul Dracula. Pentru mitul vampirului. Și în momentul ăla oamenii știau de acest Dracula. Și au vrut să vadă care e povestea din spatele mitului vampirului Dracula. Și au descoperit o poveste. M-au descoperit pe mine. Pentru că foarte mulți oameni mi-au scris după povestea asta, după ce au văzut că a fost un rol excepțional. Da, m-au descoperit pe mine. Adică nu întotdeauna mergi după actor. Poți să mergi după poveste. Poți să mergi după... Pentru că dacă n-ar fi fost Bram Stoker care să fi scris despre vampirul Dracula din Transilvania... Nu ai fi ajuns acolo. Nu s-ar fi făcut în primul rând povestea asta. Nu s-ar fi făcut sezonul 2 despre... Mahomed versus Vlad Țepeș. Și uite, a fost un noroc. A fost un noroc pentru... Cum ai ajuns acolo, în rolul respectiv? Am dat un casting. E clar că ai dat un casting. Simplu. Am dat un casting, da. Și-au dorit, producția Netflix a cerut să fie un actor din România pentru rolul ăsta. S-a făcut casting în România pentru două roluri. Pentru rolul meu și rolul Radu cel Frumos. Între timp, Radu cel Frumos a fost luat din Turcia și un alt rol din România a venit pe filiera Vlad Țepeș, adică comandantul de arme Dimitrie. Am fost eu și un coleg actor, Radu Micu. Și atât, adică am dat-o în prima probă, am dat chiar... adică nici n-a fost o întâlnire cu regizor. Am trimis o probă, Domnica Cârciumaru, directoarea de casting, a trimis probă cu vreo 10 propuneri, 10, 15, nu mai știu câte au fost. Din cele 10 s-au ales câțiva. Am avut niște one-to-one cu regizorul pe Zoom. Și prima oară când m-am întâlnit cu regizorul a fost după ce semnase în contract. Am ajuns la filmare și am avut 2 săptămâni înainte de filmare, de pregătire, de table reading. Table reading e lectura de dinainte de... Un pic impact faptul că tu ai fost și Negregor, ai mai jucat un rol al lui Vlad Țepeș. Pentru mine, da.
pentru mine a contat, pentru Rest of the World nu, adică nici pentru Domnica în momentul în care m-a sunat, nu m-a sunat pentru că făcusem eu de fapt un Vlad Țepeș în România, nu, m-a sunat pentru că mă potriveam cu datele pe care le ceruse regizorul despre cum să arate în primul rând Dracula, să fie înalt, să aibă părul negru, să aibă părul lung, să poată să călărească, să știe cu sabia și așa mai departe, adică a trebuit să îndeplinesc alte lucruri, dar faptul că eu 4 ani de zile am muncit la serialul Egregora, lucrurile astea mie mi s-au așezat și automat în momentul în care a fost nevoie de cineva pe genul ăsta și pe nișa asta de caracter, am fost acolo și le făcusem deja. Știi? Și mi-a fost mai simplu să înțeleg. Plus că am un raft întreg acasă cu cărți despre Vlad Țepeș. Adică și baza biografică pentru mine a fost mult mai prezentă și mult mai actuală față de poate ceilalți actori care nu au mai jucat înainte personajul ăsta și nu făcuseră studiu pe baza acestui domnitor. Și uite, tu în niște interviuri despre această producție ai povestit relația ta cu regizorul, că a fost una demențială. Cum definești tu această relație superbă între actor și regizor? E important să, ca regizorul să îl asculte pe actor și actorul să-l asculte pe regizor. Și e important ca cei doi să se iubească artistic. Și anume să existe o comunicare și să existe un schimb de idei. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, sunt regizori care nu fac lucrul ăsta și în același timp sunt excepționali. Dar pentru mine e important să existe această comunicare și relaționare și eu să-l iubesc pe regizor și el să mă iubească pe mine, să-i placă să mă vadă pe ecran. Dacă regizorului place să mă vadă pe mine acolo, automat e, din punctul meu de vedere, e un plus și el o să devină creativ în raport cu mine. Pentru că altfel, dacă el o să mă urască, nu o să iasă nimic. O să fie tot timpul o contrare de idei și nu o să ajungem la nimic. Și se creează energie negativă pe set și se creează anxietate. Și pentru un actor e super dificil. Un actor e ca un copil. Cel puțin pe set, un actor e ca un copil care are nevoie întotdeauna să fie, tratat... Să fie tratat cu căldură, să fie tratat cu, nu știu cum să zic, cu grijă, cu înțelegere. Pentru că doar așa o să înceapă să devină creativ. Doar așa copilului, dacă ții la el, nu are chef să se joace. Dar dacă ești cald cu el și îi dai jucăriile, el o să devină, o să-ți creeze rachete din Lego. Înțelegi? Dar dacă îi țipa la el, el nu mai are chef să creeze nimic. Atât de mult. Înțelegi? Okay. Adică și în sensul ăla, dacă tu îi dai jucăriile și e călduț și e bine, automat actorul devine ca un copil care, acum hai să ne jucăm. Și maimuța. Adică dacă îi creezi spațiu necesar și dacă ea nu e tristă și supărată și așa, ea se va juca. Ce va face? Ce face ea? Maimuțărel. Știi? Și în sensul ăla, automat devine bine pentru produs. Dacă nu există energia asta, există și regizori care într-adevăr țipă foarte tare la actori, care au o altă metodă. Dar și aia poate să funcționeze, pentru că cu cât spargi mai multe bariere din sufletul actorului și cu cât dărâm cât mai multe ziduri raționale ale actorului, cu atât se ajunge la puritate și la esența emoției. Și sunt anumiți regizori care preferă să spargă barierele astea cu bocanci. Dar tu, ca actor, te simți restrâns în un fel pe platou sau în producție în general? Restrâns în raport cu un regizor care intră cu bocanci? Nu, absolut deloc. Încerc cât se poate de mult să nu mă simt restrâns și să ascult ce vrea regizorul de la mine și să
să fiu creativ, să înfloresc. Adică important e să iasă lucrurile mișto de acolo. Și cu cât te constrângi mai tare și cu cât te încrâncenezi mai tare, omuleu, pui presiune pe tine, cu atât o să fie mai prost și mai prost și mai prost și mai prost. În sensul ăsta, chiar discutam cu cineva, ca actor, persoana ta are impact asupra rolului sau rolul are impact asupra ta apoi? Adică tu mergi prin casă și începi să-l emiți pe Vlad Țepe sau chestii de genul, adică ai intrat în persoana ta, rolul ăsta? E sănătos la cap dacă ești prin casă și începi să faci. Da, prin casă, tot ce făceam, de exemplu, am stat 3 luni de zile în Istanbul și tot ce făceam în camera de hotel era să îmi fac exercițiile de sabie, că lucram cu o altfel de sabie, cu Yatagan. De fapt, e o formă, e o bunică a Yataganului, că am zis pe la niște podcasturi de Yatagan și prietenul și istoricul Andrei Pogacias mi-a zis, Daniel, nu este Yatagan, Yataganul a apărut prin 1580. Deci e o bunică, e un bunic al Yataganului cu ce luptam noi acolo. Dar mă pregăteam ca să îmi fie ușor să folosesc acea sabie. Și da, într-adevăr, stai acasă, citești textul de super multe ori, îți scoți, te gândești ce vrea să facă, trebuie să înțelegi personajul. Dacă nu înțelegi personajul, e degeaba. Ce am făcut, de exemplu, în Istanbul a fost să împrintez niște poze care să mă ajute pe mine la nivel conștient să știu unde mă aflu, unde se află personajul meu în momentul ăla. Și aveam niște repere vizuale pe care aveam un birou în apartamentul din Istanbul și acolo împrintasem pozele astea și știam, ăla e momentul ăla, ăla e momentul ăla, ăla e momentul ăla. Mi-am făcut în același timp un red line, adică unde se află personajul meu emoțional vorbind în momentul ăsta, unde se află în secvența asta, unde se află în secvența asta. Dar după informația pe care o primește în secvența asta, se duce în jos în următoarea secvență, care e un traseu, e ca o hartă a personajului, pe care e, din punctul meu de vedere, esențial să o știi, pentru că mai ales filmând la serial și fiind multe secvențe și filmându-se, azi filmez din episodul 1 și din episodul 5 și din episodul 4 și din episodul 3. Păi în capul tău devine o varză. Și dacă nu știi clar unde e personajul tău, automat nu mai e un racord de stare și nu-ți mai calculezi traseul foarte bine. Adică nu știi unde se află, pur și simplu o să zici textul ăla cu talent, dar nu o să știi clar. Într-adevăr, sunt oameni pe set care sunt plătiți să facă treaba asta, care spun, vezi că înainte de secvența asta, personajul tău a făcut asta și asta și asta, ca să știi cum intri tu în secvență. Cu ce gânduri intră personajul meu în secvență? Și reușești imediat să schimbi starea? Păi e doar de gând. Adică e doar gândul. Dacă ai schimbat gândul, ai schimbat mecanica întregului corp. Adică nu e acum îmi schimb starea. Fac. Ce fac? Nu, e doar de gând. Dacă eu gândesc într-un fel și dacă înțeleg, că revin la înțelegere, dacă înțeleg ce vrea personajul meu, înțeleg unde e și ce se întâmplă cu el, emoțional vorbind, că unde e într-un platou, dar unde e emoțional vorbind în momentul ăla. Și harta asta, într-adevăr, acest red line, te ajută foarte mult să vizualizezi, pentru că dacă filmezi 4 secvențe, 5 secvențe pe zi, te-ai uitat pe harta aia, personajul meu e aici, aha, e secvența asta, bun, ce-a făcut înainte, mă uit și văd, și după aia se întâmplă asta și asta, ce urmează după, și așa ai și un arc foarte clar al personajului, altfel o să fie cu talent, dar o să fie o ciorbiță. Da. Și avem această producție frumoasă. Așa. Cum ar trebui noi românii să răspundem? Nu cu săbii și topoare, în sensul artistic și cultural. Păi, cum ați răspuns? Nu știu. Mă așteptam să fie mult mai rău. Mă așteptam să îmi iau mult mai mult hate, sincer. Din România, nu de afară. Din România mă așteptam să-mi iau mult mai mult hate vis-a-vis de personajul ăsta și vis-a-vis de povestea asta și face Daniel Nuță Vlad Țepeș, haide mă, lăsați-ne. Dar nu,
Au fost și oameni care au zis treaba asta, dar în mare parte oamenii s-au raportat și au fost mândri în primul rând că s-a făcut și fericiți că s-a făcut povestea asta și doi la mână că am pus România pe, din nou pe o hartă, o hartă artistică, nu știu dacă piedestal, dar măcar pe hartă, că oamenii din toată lumea, 200 de țări, au văzut povestea asta și au aflat povestea reală a lui Vlad Țepeș, Vlad Dracula. Este reală? 100%? Mă, e, adică dacă era reală 100%, perspectiva e o docudramă. Deci ce trebuie să înțelegem e că e o docudramă. Docudramă, faptul că conține acest cuvânt dramă în genul serialului, asta înseamnă că e ficționalizat. Nu ai cum să creezi o poveste de film dacă nu îi faci o structură. Și ca să-i faci structura aia, trebuie să mai bagi niște secvențe, trebuie să le... Dacă era 100% adevărat, se făcea un documentar. Și ne uitam la un documentar în care povesteam niște istorii, vedeam niște poze, vedeam niște imagini pictate, niște lucruri rămase din urmă și poate cel mult vedeam niște băieți care se băteau pe niște câmpuri. Și atât. Se căuta și partea de divertisment un pic. Nu s-a căutat partea de divertisment, s-a căutat partea ficțională și partea de structură cinematografică. Fără această structură cinematografică, nu ai cum să ții publicul captiv 6 episoade. Nu se poate, că de asta, de 100 și ceva de ani, tehnica de scriere cinematografică s-a dezvoltat enorm de mult și știm cum să ne jucăm cu spectatorul și cu audiența. Noi, ca oameni care facem film, ca cineaști, ca filmmakers, știm cum să facem treaba asta. Sunt niște tehnici clare. Dacă lucrurile astea nu sunt respectate, te uiți la un film și zici, bă, dar ceva nu funcționează. Nu-mi place filmul ăla. De ce nu-mi place? Păi... Îți dai seama că te uiți la un film și te zgândești așa ceva pe creier că... Da. Da, automat. Mie și Napoleon, apropo de filmul lui Ridley Scott, nu mi s-a părut un film atât de bun, din punct de vedere al poveștii. Nu mi s-a părut atât de bun. Adică, actoria excepțională, Ridley Scott e un regizor minunat, dar, din punct de vedere al poveștii, mi se pare că suferă. Narativ vorbind, suferă povestea. Asta e părerea mea. Și dacă l-ați văzut, scrieți acolo în comentarii să mă contraziceți, să facem un debate, mai vin odată și mai facem un podcast fix despre analiză de film. I don't know, nu știu. Dar da, adică pot să-mi dau seama, am văzut până acum destule filme încât să-mi dau seama cum funcționează o structură de film, am participat la niște sesiuni de scriere, am stat cu mulți oameni care sunt mult mai experimentați și mult mai inteligenți decât mine și care mi-au povestit cum funcționează structura de film și am înțeles că sunt niște lucruri foarte clare. Unul cu unul fac doi. Dacă ai unul cu 0,5, nu-ți mai dă doi. Dar cum poți să, adică, pare un pic intuitivă întrebarea, dar cum poți să faci rost de aceste structuri? Adică nu știu dacă la un search pe Google, le găsești la un search pe Google? La un search how to write. Și sunt multe cărți și din toate cărțile respective aduni informația esențială de la scriitorul ăsta, de la scenaristul ăsta, de la script doctorul ăsta și îți faci structura ta. Sunt regizori care scriu intuitiv, fără nicio structură, dar ăsta e geniul lor. Ăsta e geniul lor. Sau sunt scenariști care scriu fără nicio structură, dar e geniul lor. Există niște structuri foarte clare care se predau inclusiv la noi în Academie. Dar fără ele, un film nu e film. Adică dacă personajul A nu ajunge în punctul B la personajul B și acolo nu se întâmplă ceva, automat, de ce mă uit la filmul ăsta? De ce? Te uiți și zici, pătă, ce-a fost asta? Nu mi-a plăcut. Păi de ce? Că n-are structură. Că n-are o structură clară. Da. Adică e un pic cam prea necreativ. Nu știu, spre exemplu, în ultimul timp am sunt multe motive, eu adică vorbeam niște... aici doar de structura scenaristică, de scenaristică. Așa, sunt multe lucruri. Nu mi-a plăcut jocul actorilor, că nu mi-a plăcut cum a fost filmat, că de ce a fost muzică, ce treabă are muzica. Adică sunt unele momente sau sunt unele filme care n-au nevoie de muzică, altele au nevoie de muzică. Adică
sunt multe, de asta zic, adică filmul e o artă foarte complexă în care se împlinesc toate, scrierea, vizualul, muzica, auditivul, adică actoria. Da, adică fără vreuna dintre ele filmul nu există. Și dacă ele toate sunt îndeplinite, zici, mamă, ce tare a fost filmul ăsta, dar de ce? Ia un film foarte bun și analizează-l, să vezi. La nivel muzical, la nivel narrativ, la nivel actoricist, la nivel vizual, la nivel de culoare, culoarea, există acea paletă de culori care te influențează foarte mult, îți influențează foarte mult părerea. Modul în care filmezi, dacă eu îți dau un exemplu, dacă vreau să te filmez pe tine că ești, îl joci pe Superman, da? Și Superman e Superman, că toată lumea știe că e Superman, da? Dacă îl filmezi pe Superman cu camera deasupra capului, automat Superman va fi inofensiv și nu mă sperie și n-are forță. Dar dacă îl filmezi mai de jos, automat Superman va fi Superman. Mai mare, mai... Deci există metode de filmare care îți influențează părerea ca spectator. Dacă lucrurile astea, și asta e știință până la urmă, e știință care s-a dezvoltat în 100 și ceva de ani, dacă nu le cunoști, automat zici, până a făcut filmul ăla, dar ceva n-a mers, ceva nu-mi place. De ce nu-mi place? Uitați-vă la filme și bune și rele și vedeți ce anume vă place, ce nu vă place la filmul ăla. Adică analizați din punctul ăsta de vedere filmul. Asta e părerea mea. Și în momentul ăla o să-ți formezi o părere a ta. De ce îmi place filmul ăla? De ce nu-mi place filmul ăla? Ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut? Ce e interesant? Cu ce a venit nou? Ce am aflat nou din filmul ăla? Ce n-am aflat nou? Cu Academia. Pentru toată lumea, ce e Academia? Academia Studiurile Buftea reprezintă un set, o academie de cursuri de cinematografie, de film și de teatru. Era și de televiziune la un moment dat. A fost și de televiziune la un moment dat, dar ne-am dat seama că televiziunea nu e punctul care ne interesează pe noi foarte mult și toți oamenii care veneau la televiziune de fapt trăgeau să facă film. Și ne-am dat seama, păi dacă vreți să faceți film, haideți la film. Ce treabă aveți la televiziune? Așa că am stabilit că avem două lucruri foarte clare. Avem o singură un singur palier în care facem cu copiii și teatru și film. Un modul de teatru pe an și un modul de film. 5 luni cu 5 luni. Ai fost fondator al conceptului sau doar ai venit? Am fost de la început. Am pus printre primele cărămizi, n-am fost fondator. Vlad Ionescu, un jurnalist care a avut înainte școala de televiziune, a deschis această academie. După care am ajuns și eu acolo ca trainer inițial, după care am dat la master de producție, am început să fac producția filmelor de la Academie, am intrat ca asociat și așa mai departe. Adică în momentul ăsta e un business și e o afacere și e un spațiu pentru foarte mulți dintre noi ca să oferim informația asta mai departe și să facem film și să facem spectacole de teatru împreună cu copii. Cum reușești conceptul de film și conceptul de artă să-l explici copiilor, tinerilor pe care i-ai tu la Academie într-un mod cât mai atractiv? Păi, prima întrebare pe care le-o pun, de exemplu, în momentul în care merg și fac cursul de producție, de exemplu, cu ei, că la modulul de film noi avem cursuri de regie, avem cursuri de scenaristică, avem cursuri de imagine înainte de filmare și avem și cursuri de producție. Și eu merg pentru că am făcut master de producție și merg să fac producție cu ei. Dar ai întrebat așa și niște chestii generale despre film. Și prima întrebare pe care le-o pun tuturor copiilor, chiar dacă au 18 ani și sau au 5 ani, uite, și cu ocazia asta că o să ai și tu cursul de producție cu mine, dar când o să vă întreb la grupă, tu deja vei ști. Ce este film? Uite, te întreb și pe tine. Ce este filmul? Este o formă de exprimare prin poveste, mai mult sau mai puțin. O formă de divertisment. Mai simplu de atât. Pe limba vorbești și trebuie să explici unui copil. Trebuie să explici unui copil de 5 ani. O poveste în imagini și prin sunet. Exact. O poveste spusă prin imagini și sunet. That's it. Adică basic, asta e. E o poveste scrisă
care e spusă de către cineva, adică de către regizor, prin imagini, ce vedem în imagini, locații, vedem actorii, vedem acțiunea și sunete, auzim vocea și auzim muzica. E simplu. O poveste spusă prin imagini și sunete. Iată cum le răspund copiilor de 5 ani ce este filmul. Da, și mai departe intrăm în detalii, încadraturi, intrăm în încadraturi, intrăm în detalii mai amănunțite despre film, da. Reușesc să le înțeleagă? Le place? Bineînțeles, pentru că le pun camera în mână și hai, fă-mi un prim plan, fă-mi un grob plan, fă-mi un plan detaliu. Dar de ce facem plan detaliu ăsta? Ce vrem să spunem exact? Și pun pe ei să filmeze. Încă o chestie foarte mișto pe care îmi place să le-o dau e, ca temă, e să facă un one minute film. Cu mine la curs, să se gândească, le arăt un one minute film foarte bun, după care le dau și lor temă să spună o poveste, să-și facă o grupă. Doi actori, un regizor, un om la imagine și fac grupul ăsta să se gândească și să facă un one minute film într-o oră. Și ies de acolo niște chestii, unele sunt puerile și așa, dar ies niște lucruri fantastice din mintea lor, rapid, adică să gândim acum, trebuie făcut acum, hai să vedem, trebuie să facem un one minute film. Fă-l one shot ca să nu trebuiască să-l montăm, să-l și vedem. Hai să vedem. Poți, adică să le stârnesc creativitatea asta, cu asta ne ocupăm noi de fapt, cu toate lucrurile pe care le facem în Academie. Le stârnim lor creativitatea și libertatea să se exprime. Da. Dacă ar fi să faci tu să realizezi o producție, poate în cadrul Academiei sau poate separat, dacă ar fi să realizezi o producție în România, așa ce... La ce visezi? Care ar fi producția respectivă? Păi, urmează să se întâmple și o să vedeți atunci, nu vă spun. Eu te-am întrebat pentru că am observat că te-ai dus și în partea de producător. Da, da. Urmează să facem un prim pas, am făcut mai mulți pași și am lucrat cu studenții de la regie și mi-am făcut așa niște grupuri foarte mișto, regizori cu care și lucrăm în Academie, adică sunt oamenii pe care eu i-am cunoscut acum câțiva ani, cu care am făcut filmele studențești cu ei și acum i-am adus pentru că vreau să-i țin aproape și vreau să lucrăm împreună și i-am adus și la Academie să fie regizorii voștri. Și care sunt niște regizori super talentați, tineri și super talentați. Carina Dașoveanu, Teodor Ioniță, Marin Cumatrenco, Alin Druian, și i-am adus pentru că mi-am dorit să i-am pe oamenii ăștia și să facem lucruri împreună. Și un prim pas pe care Academia îl va face la anul ar fi să facă un serial dedicat copiilor de anul 4, care sunt în al 4-lea an de studiu și care au învățat niște lucruri de-a lungul timpului și care merită în momentul ăsta și or să aibă șansa să joace într-un prim serial produs de Academia Studiourile Buftea și eu acolo voi fi producător. Am strâns o echipă creativă foarte mișto și abia aștept să vă spun mai multe, dar nu acum. Ăla e un produs în care eu cred foarte tare și un produs pe care îl consider necesar. Adică întotdeauna le spun și copiilor și ca actori. Am de spus o replică, trebuie să fie nevoie să spui replica aia. Dacă nu există această necesitate de arta ta, nu o face. Dacă tu nu găsești această necesitate în exteriorul tău, în lume, pentru replica ta, pentru acțiunea ta, pentru spectacolul tău, pentru filmul tău, pentru serialul tău, dacă nu găsești această necesitate, nu o face. Și care este mesajul prin această producție? Ce mesaj vrei să transmiți? Nu neapărat prin scenariu, cât prin inițiativă în sine. Să fim în continuare copii. Indiferent de orice vârstă, să fim în continuare copii și să ne acceptăm pe noi așa cum suntem. Pentru că suntem unici și nimeni niciodată nu o să ne poată lua treaba asta. Și asta e un mesaj al meu, așa în general, pentru toți copiii și care se integrează foarte bine și în povestea serialului nostru. Acceptă-te pe tine așa cum ești
și bucură-te și fii liber că ești unic și nimeni nu o să-ți ia niciodată comoara și diamantul din interiorul tău. Crezi că industria filmului și în general industria aceasta cinematografică în țara noastră este suficient de accesibilă tinerilor în afara de academie care a venit cu inițiativa aceasta? Păi este accesibilă tinerilor pentru că merg la cinema, ceea ce e un lucru foarte bun. La ce merg? Mai departe. Nu vreau să vorbesc despre asta. Mai departe în sensul în care să învețe și să fie atrași de chestia. Da, normal. Există o facultate foarte bună de film în România, chiar două, una la București și una la Cluj. Există aceste cursuri pe care noi le facem și mai sunt cursuri în România de film pentru copii care pot experimenta lucrul ăsta și există și toate canalele de YouTube în care poți să fii autodidact și să pui mâna pe cameră și să înveți cum se filmează, ce trebuie făcut. Există atâtea tutoriale și există atâtea masterclass-uri pe care doar trebuie să le accesezi, trebuie să ai dorința să faci treaba asta, trebuie să arzi pentru asta. Și dacă arzi, o să găsești soluții să faci lucrul ăsta. Și deschid acum pe această cale o invitație pentru toți copiii, liceenii, care vor să vadă cum e pe un platou de filmare, vor să vadă cum e pe un set. Noi avem filmări în continuu, că filmăm scurtmetrajele copiilor de anul 1 sau anul 2, că vom filma scurtmetrajele de anul 3, că vom filma serialul. Platoul nostru e deschis pentru toată lumea. Veniți, dacă vreți să vedeți cum se face, veniți să vedeți și să stați, să asistați la filmare profesionistă și credeți-mă că nu o să regretați că petreceți o zi, două, cât vreți pe platou. Doar că trebuie să anunțați înainte, nu veniți neanunțați. Platourile noastre întotdeauna sunt deschise pentru voi, copiii care sunteți interesați și care vreți să aflați mai multe despre ce înseamnă film. Și cum putem să accesăm această chestie? Există un număr de telefon pe site-ul Academiei www.academiabuftea.ro. Sunați acolo, spuneți că ați auzit în podcastul vlăstarul de invitația mea. Fetele din administrație vor ști și vă puneți pe o listă și când vom avea filmări, vă sună cineva sau poate chiar vă sun eu și vă zic: haideți, uite, mâine avem locația asta, veniți la filmare. Eu vă aștept și vă primesc să vedeți cum e pe un platou. Super, super. Și ultima întrebare, dacă ar fi să lași ceva în urmă în acest podcast și în viața ta, o idee sau un concept, un sfat, orice ar fi, care ar fi acela? Să fii tu însuți și să te bucuri, să ai curaj, în primul rând să fii tu însuți, să te lași liber să fii tu însuți și să îți urmezi visul, oricare ar fi el. Asta mi se pare esențială și dacă nu, din punctul meu de vedere, dacă nu e așa, trebuie să te mai gândești puțin. Adică ascultă-ți instinctul, ascultă-ți sufletul și mergi pe drumul ăla. Instinctul e cel mai bun, cea mai bună cale. Poate uneori, natura, uneori ne batem cap în cap cu raționament. Absolut, absolut. Rațiunea spune ceva, instinctul spune, natura spune altceva. Dar trebuie găsit acest melanj între ele și trebuie să-i faci prieteni pe ei doi. Instinctul și rațiunea. Și dacă instinctul și rațiunea vor fi prieteni, automat drumul e mult mai lin. Într-adevăr, se vor mai certa ca doi frați. Există conflicte, dar important e să îi împrietenești pe ei doi și să mergi pe drumul ăla, pentru că ăla e drumul tău. Și să fii tu însuți. Mulțumesc, Daniel. Mersi și eu.